Cred că cu toții ne-am gândit măcar o dată la o vacanță în Dubai. Însă atunci când spui Dubai, te duci cu gândul la un oraș super scump. Noi ne-am hotărât să venim în Dubai cu un buget redus. Însă prima cheltuială foarte mare aici în Dubai este cazarea. Așa că am făcut noi cumva și am găsit cea mai bună variantă. Hotelul pe care l-am ales este fix aici în spatele meu, se numește City Seasons Towers și are un preț de Europa. Nici măcar n-ai zice că ești în Dubai. Mie încă nu vine să cred că am găsit cazare la doar 40 de dolari pe noapte. Mi se pare incredibil. Așa arată hotelul din față. Este lângă un mall foarte mare, se numește Burj Oman. Tot aici este și o stație de metrou importantă. Iar la doi pași distanță avem Carrefour, ceea ce ne scutește din nou de o mulțime de bani cheltuiți. O să vă facem și un scurt tur al hotelului, să vedeți cum arată în interior. Noi credem că e chiar un deal bun și, da, aparent se poate să te cazezi în Dubai ieftin. Poți cumpăra suveniruri direct de aici, din hotel, de la ceasuri, eșarfe, butoni, statuete, ce vrei tu găsești aici. Există și un spa și un salon de înfrumusețare. De aici poți să te coafezi, să-ți faci unghiile, să-ți pui extensii, ce vrei tu. În spa aici e o atmosferă super faină. Iar acolo, în capăt, este un restaurant. Aici mesele nu sunt incluse, se plătesc separat, dar există spațiu de masă. Cred că se ia și prânzul și cina aici. Micul dejun cu siguranță, pentru că văd recipientele alea. Noi nu am avut ocazia să luăm masa aici încă, dar poate reușim în zilele următoare. Depinde și cât costă, avem un meniu în cameră. Sunt 3 lifturi aici, noi o să mergem la 10 și ne trimite la A. Mi se par foarte amuzante indicatoarele astea. Trebuie să stăm în colțuri separate, așa? Și tu trebuie să stai și cu spatele la perete, ia dă-te de acolo să se vadă. Așa trebuie să stăm cu spatele la tine. Cu fața la perete, am pus să zic, da, cu spatele la mine. Eu pot să stau cu fața aici. Aici este camera noastră. 10-10 sau 10-10, cum îi zic ei. Cam așa arată camera la prima vedere. În dreapta este un dulap destul de spațios, un birou cu o oglindă mare. Oricum, v-am mai arătat noi în vlogul trecut camera când ne-am cazat. Arăta și mai bine decât arată acum. Ia uite! Priveliștea de afară este cea mai importantă. Se vede foarte frumos totul aici de sus, se vede frame-ul în partea aceea. Undeva în capăt trebuie să fie și Burj Khalifa, cred că s-ar vedea mai mult din turnul de alături. Oricum, e foarte frumos chiar și așa. Stăm aici și admirăm mașinile trecând. Doamne, ce mașini am văzut pe aici! Nu știu dacă ți-aduce aminte, Pufi, dar omul ăsta ne-a făcut cumva un upgrade la cameră. Adică noi aveam camere twin și ne-au dat din asta double și la un etaj mai sus. Da. Deci bine. Mi s-a făcut upgrade la cameră. E mult mai bună camera asta decât cea pe care o rezervasem noi. Avem aer condiționat în cameră. Este absolut necesar. Nu poți trăi în Dubai fără aer condiționat. Dar nu cred că există cazări fără așa ceva. Avem și un fierbător în cameră. Ne-am cumpărat noi 3 în 1, dar oricum ne mai aduc și ei dimineața cafea și ceaiuri. Bananele, sucul sunt ale noastre. Avem și un frigider micuț. Ăsta lipsea în prima zi când am venit aici. Era total gol spațiul ăsta și ne-am gândit că totuși n-ar trebui să avem un frigider, măcar apa să o punem la rece. Și a fost Bogdan și a întrebat la recepție și s-au mirat cum nu este frigider în cameră. Da, dar oricum la 40 de dolari pe noapte mai vrei și frigider. Ai aer condiționat, e de ajuns. Da, ne-au adus frigiderul imediat. Ne mai cumpărăm noi aici chestii, mai punem un iaurt, ceva pentru sandvișuri diverse.
Și așa economisim bani. Oricum nu aveai cum să nu stai fără frigider, pentru dacă nu ai apă rece când vii, leșezi. Da, și se fierbe apa în cameră atunci când nu e aerul condiționat pornit. Hai să vizităm și partea noastră preferată a hotelului. Piscina! Nimic nu e mai frumos decât o piscină cu apă caldă. Piscina este la etajul 14. E destul de mică pentru cât de multe camere sunt în hotelul ăsta, dar ținând cont de faptul că în perioada asta nu sunt extraordinar de mulți turiști, e bine pentru noi. Noi am prins mereu loc pe șezlong. Mereu loc în piscină. Singura chestie nasoală pe care o văd de la piscina asta că e deschisă doar de la 9 la 6 și nu poți vii noaptea aici să te bălăgezi. E singurul loc care nu putem ține și noi, frate, de niște. Dacă nu sunt oameni de lor. Da. Da, dacă sunt oameni de lor, noi nu prea ne... Adică suntem depărtați, dar acum suntem aproape singuri. Soția mea. Acum am împlinit 5 ani. Doamne, ce bun e viața la piscină. Da. Dar la o piscină așa, relax, cu puțini oameni, cu căldură, cu apă caldă, liniștit, așa. Avem și un semi-view de aici, dar trebuie să mă salt pe vârfuleții să văd ceva. În partea aia e Burj Khalifa, nebună. Am intrat în mall pentru că vrem să ajungem la Carrefour să ne luăm ceva de mâncare și am ajuns în locul ăsta care arată foarte bine. Sunt niște fântâne acolo, palmieri, e super drăguț. Cred că trebuie să fie restaurante, dar sunt închise acum. V-am zis că fix lângă noi este mall-ul ăsta Burjuman, în incinta căruia este Carrefour. Noi venim aici să ne luăm de mâncare, așa că o să vă arătăm și vouă niște prețuri pe aici, să vedeți care e diferența dintre prețurile de la noi de acasă și prețurile de aici. Cel mai esențial lucru în zona asta, unde e foarte, foarte cald, este apa. Așa că ia să vedem noi ce prețuri au. 1,50 la un litru jumate. 1,35 de la Pepsi chiar. Aquafina, ia uite, My Dubai, tot 1,50. Deci cam astea sunt prețurile la apă. Astea mici sunt 90, 1,20. O doză de Pepsi e 2,50. Avem și bere, fără alcool, bineînțeles. Ia uite ce bine arată asta cu ananas. 21,60, un six-pack. 6 bucăți. Uite și cu rodie. Degeaba dacă nu are alcool tu. Da, un Gatorade e 5 dirhami. Un Red Bull e 9,75? Da. Mamă! Știți foarte bine că noi suntem mari consumatori de snack-uri. Așa că ia să vedem prețurile aici. Un Pringles este 8,90 dirhami. O pungă de chipsuri, da? Asta e potrivită pentru noi. Ce preț are? 12 dirhami, nu e mult deloc. Doritos 6,80. Văd că au foarte multe variante de cutii și pungi din astea imense. Ai o cutie mare cu multe punguțe mici de chipsuri. Paradisul mâncătorilor de chipsuri. Asta-mi plac. Cina pe ziua de azi? Căutăm branduri pe care să le știm de acasă. Ia uite, M&M 10,30 la pungă mare. Un nou Kinder e 3,90 dirhami. Kit Kat Classic 1,80. Nu am mai văzut până acum ciocolată M&M's așa la tabletă. E 12 dirhami. O tabletă Milka e 8,40. Ia să vedem care sunt prețurile la cafea. Un Nescafe din ăsta instant mic 8,20. Unul mare 15,30. Pentru lavața mi se pare că sunt cam la fel prețurile. 32, 23, 30. Noi ne cumpărăm banane, e 5,95 kilogramul. Pepene galben 5,70 kilogramul. Grapefruit 6,60. Portocale 6,95. Au de Valencia la 3,85. De Valencia. Kilogramul de pepene roșu e 2,70. Uite, mango 9,80. Noi ne mai cumpărăm fructe din astea.
așa la cutie pentru micul dejun sau așa ca snack. Pepene galben e 4,96 cutiuța asta, dar sunt și mai ieftine de atât. Uite aici, 3,37. Pentru cine vine ca noi cu buget redus aici în Dubai, de preferat este să și stați la apartament ca să aveți bucătărie. Puteți să vă luați așa, pui făcut la grill cu doar 10 dirham și mănânci din el super bine, e și proaspăt, se face fix aici în față. Oricum în Carrefour găsiți tot felul de mâncăruri gătite, paste, mâncare asiatică, legume, salate, orez. Sunt variante și pentru iubitorii de carne, dar noi ne oprim aici la shawarma și falafel. Foarte bună e opțiunea asta. Falafel sandwich la 4 dirhami și chicken shawarma la 6 dirhami. De obicei eu îmi iau falafel și Bogdan și ia shawarma și ieșim cu 10 dirhami împreună o masă. Și pizza proaspătă se pregătește aici. Au o varietate destul de mare, zic eu. Cu brânză, cu pesto, cu legume, cu măsline și prețurile sunt bune. Ia să văd. Asta, de exemplu, e 6 dirham 25. Ah, ce coldă e! E caldă! Mamă, bine, dar luăm și un muffin din ăsta la un... Sunt tot felul de chestii din astea de patiserie, pernuțe cu ciocolată, cornuri și au prețuri... Pernuțele astea cu ciocolată, de exemplu, 17,75 și îs 8 bucăți. Gogoși iarăși. Ia uite câte bucăți sunt aici. 5 bucăți, 10,25. Sărățele, brioșe. Ne-am cumpărat 2 sandvișuri falafel, 2 gogoși. Cu cât? Cu 14 dirhami? 12,50. Hmm? 12,50. 12,50 e totalul. 8, ok, 4,50, am crezut că e 6. Mamă, cu 12,50 mâncăm de ne întăvălim. Cina e servită, sandwich falafel, maioneza pe care o cumpărasem și o aveam în frigider extra. Gogoși, iaurt pentru Bogdan. Hai, poftă bună! Așa arată 4 dirhami bine cheltuiți. Să știți că gustul e mult mai bun față de cum arată. E chiar gustos și e plin cu de toate. Dar nu e mai bun decât ăla din pe stradă din Egipt. Da, clar. Ăsta e mai fancy. Gata și masa, să ne fie de bine. Am mâncat ca niște dihori. Nu că ne-am lăudat, dar... Zilele trecute am mers la sală după cină, azi nu știu ce am făcut cu filmatul, ne-am întins și s-a închis sala până am terminat noi. Planul nostru era să mergem și la sală, doar că am fost și la Carrefour și am stat cam jumătate de oră după om să vină să ne facă falafelul, când fix când am ajuns noi, o intrat în break. Da, a luat pauză, uite că aveam timp, dacă nu lua el pauză atunci. E, ai, credeți-ne pe cuvânt, că în mod normal mergem și la sală dacă tot avem ocazia aici. E și foarte fain de sus, de acolo, să alergi, să faci exerciții cu priveliștea asta. Și poți să lucrezi toate grupele, adică au aparate bune și ganterii, ce mai au, cum se cheamă alea? Stepere, biciclete, benzi. De bile, de toate. Da, chiar e tare. Nouă ne place mult aici, chiar am făcut alegerea corectă. La banii ăștia nici nu aveam așteptări prea mari, însă clar ne-am fost depășite. Și la banii ăștia trebuie să adaug ceva, la banii ăștia mai există, cred că, un singur hotel, gen să care se mai coste $40 pe zi, doar că nu are piscină și undeva mai înspre Deira, deci e mult mai departe de centru față de cum suntem noi. Noi suntem foarte aproape de centru, de aici, de la stația Burj Oman, care v-am zis e stație de legătură, e o stație mare. 5 stații parcă avem. Facem 5 stații până la Burj Khalifa, cred că în jur de 10 minute... Ajungem repede, cam oriunde.
Suntem poziționați bine, prețul este extrem de bun, nu știm care e prețul în timpuri normale sau când e full sezon, pentru că în momentul ăsta, în mai, deja sezonul s-a terminat. E mult prea cald și nu prea mai sunt turiști în perioada asta, sau mă rog. Mult prea cald, e extrem de cald. Nici nu pot să descriu cum te simți când ești afară și stai și cu masca la gură. Da, masca e teroare pentru noi, dar nu e nimic. Am adică, înțeles că acasă nu o să se mai poarte mască, așa că... Când o să ajungem acasă, o să respirăm așa. O să trag tot aerul ăla pe care îl simt afară. Gata cu vorba, ne vedem în vlogurile următoare cu toate experiențele noastre de aici din Dubai. V-am pupat! Pa, 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 pa!